Astra Giurgiu rămâne o echipă paradoxală, echipa cu cel mai bun atac și cu una dintre cele mai slabe apărări, dar și ocupanta primului loc în clasament și echipa cu mari probleme financiare. Una peste alta, formația giurgiuvenilor are și puțin noroc. A scăpat la limită de pedepsele cu depunctarea și interdicția la transferuri, cu care era amenințată de Comisia de Disciplină a FRF pentru datoria de 50.000 de euro către o firmă de impresariat. Clubul Astra a achitat atât datoria către compania de management, cât și amenda în valoare de 3.000 de lei. În ultima dintre cele 5 zile de grație acordate pentru executarea integrală a obligațiilor de plată. Decizia inițială fusese luată de Comisia de Disciplină pe 15 octombrie, iar data limită pentru a face dovada plății este 12 noiembrie. Cei 50.000 de euro pe care Astra îi datora reprezentau comisionul clubului către firma de impresariat în contul transferului mijlocașului Vincent Laban la Astra în 2013. Pe de altă parte, Astra a fost nominalizată de directorul administrației de licențiere din cadrul FRF, Viorel Duru, între echipele cu datorii la jucători sau terți, astfel că rămâne posibilitatea să fie depunctată din alte motive decât cel prezentat mai devreme. Mai este de spus că 9 dintre cele 14 echipe din Liga 1 riscă să fie depunctate pentru datorii, fără probleme fiind doar Steaua, FC Voluntari, Concordia Chiajna, CSU Craiova și ACS Poli Timișoara. Cele 9 echipe care au figurat cu datorii pe 30 iunie au timp până la 31 octombrie să facă dovada că și l-au achitat pentru a scăpa de pedepse. Conform normelor FRF, prima sancțiune este penalizarea cu 3 puncte în clasament pentru cei care nu și-au stins datoriile până pe 30 septembrie. Apoi, dacă nici la 31 octombrie nu au fost achitate restanțele, clubul va fi sancționat în plus cu câte 2 puncte pentru fiecare categorie de datorii. Propunerile de sancționare vor fi transmise de managerul de licențiere către Comisia de Disciplină și Etică a FRF la data de 15 noiembrie 2015. Se precizează într-un comunicat publicat ieri pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, care este semnat de Viorel Duru.